Poliția română, în parteneriat cu Rețeaua Europeană de Prevenire a Criminalității Europol și alte 12 state din Europa, a lansat pe data de 19 iunie prima zi europeană de prevenire a furturilor din locuință. Inițiativa are drept scop conștientizarea cetățenilor cu privire la modalitățile prin care își pot proteja locuința pentru a nu deveni victime ale furturilor. Poliția română, în parteneriat cu Rețeaua Europeană de Prevenire a Criminalității, Europol și alte 12 state din Europa, își propun să atragă atenția asupra prevenirii infracțiunilor de furt din locuințe. Prin activitățile organizate la nivel european, specialiștii în prevenirea criminalității le-au recomandat cetățenilor să nu comunice date despre plecarea de acasă pentru o perioadă mai lungă în convorbirile cu alte persoane sau pe rețelele de socializare. Check-in-ul din aeroport aduce like-uri, dar vă face vulnerabil în fața hoților, mai spun polițiștii. De asemenea, cetățenii sunt sfătuiți să nu posteze pe site-urile de socializare imagini din care să reiasă că dețin în casă bunuri de valoare sau că sunt plecați de acasă. Selfie-urile sunt și ele distractive, dar trebuie avut grijă la ce se observă în imagine. În România, în primele luni ale anului 2019, au fost sesizate 9210 infracțiuni de furt din locuințe, cu 5,45% mai puțin față de perioada similară a anului 2018. Majoritatea înregistrate în mediul urban. La nivelul județului Suceava, în primele 5 luni ale anului, au fost sesizate 234 de furturi din locuință, cu 79 mai puține decât în primele 5 luni din 2018. Polițiștii le mulțumesc cetățenilor pentru măsurile suplimentare de siguranță luate, ce au dus la acest rând descendent, dar atenționează asupra faptului că multe dintre fapte sunt săvârșite pe fondul superficialității în asigurarea locuințelor. Începând din data de 19 iunie și până la sfârșitul săptămânii, peste 100 de polițiști suceveni vor fi angrenați în activități de prevenire și informare, în special în mediul rural și în zonele cu case izolate sau locuite de persoane vârstnice. O primă activitate s-a desfășurat la nivelul secției de poliție Ipotești. Polițiștii secției au mers din casă în casă la persoanele vârstnice, au purtat discuții cu acestea și le-au arătat cum pot cădea victime ale furturilor, dar și cum pot preveni aceste fapte. Un subiect distinct l-a constituit prezentarea modului de operare în cazul furturilor prin împrietenire. Cetățenii au fost avertizați cu privire la pericolele inițierii unor relații de prietenie sau aparent comerciale cu persoane necunoscute care vând diverse obiecte sau prestează anumite activități. De multe ori acestea sunt doar pretexte pentru a pătrunde în locuințe, anexe sau curți și a sustrage bunuri sau sume de bani.